Andreea Neagu este psiholog, lucrează cu copii și părinții, face terapie prin joc și încearcă să rezolve problemele într-un mod mai plăcut sau pe înțelesul tuturor. Bună dimineața! Bună dimineața! Noi în pădure funcționăm așa, la curse. Se zice că te orientezi mult mai bine, nu dacă îți spune cineva semne pe drumul cel bun, ci dacă îți indică foarte clar pe unde nu e bine să o iei. Și atunci o să facem invers. Psihologul din mine lucrează, îl glumesc. În relația cu copilul. Sigur că noi vrem să o îmbunătățim continuu. Dar cu ce greșim sau ce nu facem bine și alterăm relația aia bună pe care o vedem poate în filme sau la alții? Hai să o luăm cu nu-urile. Da, putem începe cu nu-urile, că acestea au cel mai mare impact de obicei, deși e preferabil să punem accentul pe da. Păi, greșim atunci când repetăm automat ceea ce ni s-a făcut. Noi, în modul în care ne comportăm în relație cu copiii noștri, vom aduce modul în care mama și tata proprii ne-au crescut pe noi. Eu te-am făcut eu temor? Ceva de genul, da, avem foarte când multe... Când o să ajungi la casa ta? Unele dintre ele. Okay. Dintre noi le numim în psihoterapie introiecții sau mesaje limitative. Da? De venim... multe ori involuntar. Adică involuntar, da, majoritatea sunt inconștiente. Tu le-ai urât la momentul respectiv și ai zis eu niciodată. Exact, majoritatea părinților spun asta când vin în cabinet. Eu nu vreau să fac ce mi s-a făcut. Însă nu avem cum să facem asta pentru că funcționăm foarte mult inconștient, da? Da. Funcționarea noastră este doar 5% conștient. Și atunci vom aduce automat în momentele de cel mai mare stres, cea mai mare vulnerabilitate, facem ce ni s-a făcut. Luăm modelul acela inconștient. De aici apar și extremele, evident, căci dacă ai trăit într-o familie cu abuzuri, exact, abuzurile vor fi și pe înțelesul tău. Involuntar. Involuntar. Bun. Putem regla treaba asta, putem să fim aware, cum zice americanul, și să nu le facem chiar pe toate? Sigur că da, putem și cred că schimbarea cea mai mare începe de la părinte. Și eu atunci când lucrez cu părinții și cu copiii, le spun că există 9 dimensiuni mari ale relației părinte-copil. 5 țin doar de părinte și de modul în care el se schimbă și lucrează cu sine, iar celelalte 4 țin de relația dintre părinte și copil, de ambii dintre ei. Uh-huh. Da? Iar atunci când mă refer la părinte, mă refer la ceea ce ne arată neuroștiința actuală, 5 factori care îl ajută pe părinte să fie conștient, dar să nu repete acele greșeli sau, mă rog, comportamente care n-au dus la ceva bun prin care el a trecut. Dă-mi un exemplu. Păi, pot să dau 5 exemple. Da. Avem 5 dimensiuni pe care vrem să le vedem la un părinte conștient. Prima este empatia. Capacitatea părintelui de a simți ce simte copilul, de a se pune în interiorul lui, atât în ce simte în corp, ce simte la nivel emoțional. Apoi avem compasiunea, capacitatea de a simți pentru suferința copilului meu atunci când e în distres, când are nevoie emoțională de mine. Uh-huh. Și apoi mai avem ceea ce neuroștiința spune că ne face pe noi oameni și ne diferențiază de animale, mindset-ul. Adică capacitatea noastră de a citi minți. În primul rând, de a-mi citi mintea mea în paralel cu a citi mintea copilului meu. Adică să înțeleg că tot timpul când are un comportament, când face ceva poate care nu ne place sau ne scoate din sărite, are ceva în spate care îl determină să facă lucrurile acelea. Da, nu e pentru că e obraznic, e rău, e prost crescut, da, cum se spune în popor. Corect, sau are ceva cu mine. Sau are ceva cu mine, da? Deci pot să citesc mintea copilului, să merg dincolo de comportament. Bun. Și apoi mai avem dialogul reflexiv, da? Adică să-l ajutăm pe copil prin întrebări deschise. Cum ești? Ce faci? Știți, noi în terapie avem întrebarea clasică. Cum te simți? În legătură cu asta. Exact, da? Asta întrebăm și copilul și facilităm comunicarea între noi, da? Părinții vor ca copiii să comunice cu ei. Da? Aici vă dau un pont, da? Încercați să comunicați în felul acesta seara, înainte de somn, da? Sunt cei mai deschiși copiii pentru comunicare. Seara înainte de somn. Da. Și mai avem ultima dimensiune, este insight-ul. Adică capacitatea părintelui de a-și înțelege propria poveste de viață. Da? De a înțelege că modul în care eu am fost crescut poate impacta relația cu copilul meu. Ok. Pentru asta trebuie un pic de timp. Da. Răbdare. Da. Și foarte puțină carte, pentru că la urma urmei vorbim de sentimente, nu trebuie să fii psiholog. Dar știi ce mi-am dat seama în timp ce mi-ai explicat lucrurile astea? Că în orice meserie de conducere, pentru că tu ca părinte ești într-o meserie de conducere, sau chiar în politică, dacă ai putea să bifezi câteva din punctele pe care le-am discutat acum, 5, și mai sunt 4 despre care o să vorbim data viitoare,
cred că ai fi un politician mai bun sau un cu siguranță. Lider mai bun. Da, ai fi un om mai bun, așa cum ne dorim ca părinții să fie mai buni pentru a le modela devenirea de om mai bun copiilor. Cred că am fost pe înțelesul multora și pe total neînțelesul altora. Mulțumim tare mult, abia aștept să accesăm celelalte patru dimensiuni legate strict de copil. Și de părinte. Copil-părinte, acolo sunt amândoi. Data viitoare. Nu mă pricep, sunt un simplu prezentator, vă rog să vă iert.